Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să facem siropul de nuci vers. Se spune că nucile vers sunt bune pentru sirop și pentru dulceață cam până la jumătatea lunii iunie, când este sărbătoarea sânzienelor. Nucile pot fi verificate și cu un ac. Dacă acul intră ușor în coajă, atunci nucile pot fi folosite după această dată. Siropul pe care îl facem noi astăzi poate fi o bază pentru lichior sau poate fi folosit ca tare diluat cu apă, ca remediu naturist. Se face din nucile verzi tăiate bucăți sau doar din coaja verde provenită de la curățarea nucilor pentru dulceață. Are un gust neobișnuit, dar nu se consumă în cantități mari, ci cu măsură. Să vedem modul de preparare. Ne pregătim nucile, le spălăm, le uscăm, ne pregătim sticlele de plastic sau vase de sticlă. Apoi o să le tăiem în două sau în patru, depinde de mărime, și le punem într-un bidon de plastic. Și deasupra o să punem zahăr, alternând un strat de zahăr cu un strat de nuci. Și o să zbatem bine vasul cu zahărul, ca zahărul să învelească toate nucile. Apoi o să-l închidem și o să-l punem în așa fel încât să fie în bătaia soarelui. Capacul să fie nu închis 100%. Și în mai puțin de 24 de ore se va obține un sirop. Apoi vom lăsa sticlele sau sticla, depinde cât doriți să faceți, să stea la soare timp de circa o lună. Și la fiecare 2-3 zile vom agita bine siropul. După cele 30 de zile vom scoate nucile și siropul astfel obținut se păstrează într-un recipient de sticlă la loc răcoros și întunecat. Și pentru a obține lichiorul de nuci cu o aromă deosebită, se amestecă siropul cu alcool, după preferință, fiecare cât îl vrea de tare. Acest sirop poate fi luat dimineața, câte o linguriță pe stomacul gol. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și că mă urmăriți. Vă mulțumesc foarte mult pentru că îmi sunteți alături. Vă doresc multă sănătate și numai bine tuturor și ne vedem cu următoarea rețetă. Vă pup dulce pe toți și sper că această rețetă v-a plăcut. La revedere! Pupici!